Răspunsul la comentariul lui Rodica. Eu nu știu dacă extraterestrii sunt creaturi bune sau rele. Dacă poți să-mi dai un răspuns, te rog frumos. Mulțumesc, Rodica, pentru această întrebare. În principiu, orice, absolut orice a creat sursa, orice a creat Dumnezeu, este o creație pură, curată și minunată. Bineînțeles, acei creatori poate să aibă și partea disfuncțională. Acum, din cauza că noi suntem în lumea 3D, avem tendință să judecăm tot ce este în jurul nostru. Repede să categorizăm, să punem ceva care este pozitiv sau negativ. Ideea este că și printre extraterestri sunt anumite entități care poate nu au acele sentimente care noi acum aici, în această viață, în acest scop, le trăim. Dar ideea este că ei nu au intenții rele sau negative. Ei doar nu simt lucrurile care noi simțim la nivelul 3D. Dacă ai ocazie să le cunoști sau să ai legătură cu ei, dacă comunici cu ei, ei înțeleg și își dau seama că datorită experimentele care fac pe tine sau pe corpul tău, poate este o stare neplăcută pentru tine și fac tot posibil acel experiment să nu fie un experiment neplăcut pentru tine sau pentru oamenii care ei au legătură cu ei. Mult posibil ai auzit despre draconieni sau reptilieni care sunt conectați la surse de dark energy, fac lucruri negative pe pământ. Da, într-adevăr, au fost o perioadă de timp care astfel de entități cu intenții mai puțin pozitive aveau dreptul să vină pe pământ și să experimenteze și datorită că ei au împărtășit cu oamenii și cu pământenii informațiile care au și metodele care au, s-a răspândit pe pământ prea mult energie negativă. Dar ideea este că Comunitatea Galactică a intervenit și nu mai lasă astfel de extraterestri și entități care nu prea au intenții bune sau pozitive, așa cum judecăm noi pe ei, să acceseze pământul și datorită că ne aflăm într-o perioadă extrem de unică și importantă în ascensiune globală, într-un salt de conștiință globală, în perioada aceasta doar extraterestrii și entități cu vibrații ridicate și cu intenție foarte pură și curată au venit și vin pe pământ și ne susțină în această perioadă și ne ajută ca să ridicăm cât mai mult vibrația noastră și să fie o trecere și o ascensiune cu un rezultat cât mai pozitiv pentru umanitate și pentru globul pământesc.